Mulțumim. Părerea mea că am controlat jocul, a fost o stare, sincer, nu știu, nici nu știu cum să zic. Am avut ceva emoții înainte de joc, datorită faptului că jucătorii veneau din după 120 de minute de joc în Serbia și mi-era puțin teamă de evoluția lor, de dacă vor rezista fizic să ducă. Dar au fost formidabili. Cât de importantă e victoria asta în perspectiva meciului de joi cu Slovan Liberec? Pentru moral e foarte bună și asta ne bucură. Dar joi va fi alt meci, va fi altă echipă. Sper ca jucătorii să se recupereze și să fie 100% din punctul ăsta de vedere. Denis Man, la fel ca și meciul de joi, a scris 3 goluri, de data asta Hetric. Mă bucur pentru el. Denis Man e un jucător foarte important pentru noi și Moruțan aleargă foarte mult. Toți jucătorii, nu vreau să... Dar Denis e clar că face diferența. El, Coman, Moruțan. Sper să continue pe același drum și să reușească să aibă aceleași evoluții care le are și până acum. Vis-a-vis de meciul de joi, crezi că există șansa sau speri să fie jucători care se recupereze de băieții care sunt pozitivi? Mi-aș dori din tot sufletul și toată lumea își dorește, cred că, să iasă negativ. Dar nu sunt eu care decide asta și eu am emoții în privința testului de marți sau miercuri când vom face. Chiar nu știu ce să răspund la această întrebare, dar m-aș bucura să iasă, să fie toată lumea negativ. Adi Petre a ieșit astăzi la pauză, la el este și o problemă de ordin fizic? Nu știu dacă fizic, probabil la el e mai mult problemă că nu marchează. El, fiind atacant, ar trebui să marcheze, să-și dorească mai mult să stea în gura porții, să nu mai facă efort foarte mult ieșind prin... Am și vorbit pe tema asta cu el, ieșind foarte mult din cadrul porții. Cred că asta e o problemă, adică își pierde din credere când nu marchează. După meciul din Serbia, chiar l-am simțit foarte bine și chiar m-am bucurat pentru el că a marcat din acțiune și asta e o chestie foarte importantă pentru el. Și s-a bucurat și el pentru el. Acum, el trebuie să muncească, depinde doar de el. Astăzi ai avut parte de 2 debutanți în formula de start. Staracon venit de la Dinamo și Cane. Stefan Cană înapoi în împrumut de la Faro. Cum caracterizezi evoluțiile lor? Foarte bun. Am luat gol și au făcut treaba excelent. Cătălin nu cred că nu trebuie să-i mai zic nimic, ca de experiența lui și de valoarea lui. Cană, că-l știam de la antrenamente, dar nu credeam că va face o partidă atât de bună. Mă bucur pentru el și sper să fie sănătos.